Bun găsit la România în bucate! Astăzi suntem la Botoceni, la Orhei, unde vom găti românește o rețetă de cușma lui Guguță. Este de fapt vorba despre un desert care probabil e inspirat din povestea lui Spiridon Vanghelie. Se zice că tatălui Spiridon Vanghelie i-a dăruit o cușmă mare, unde ziceai că se putea aduna tot satul. Iar de aici gospodinele se inspiră și creează această rețetă despre care vom afla mai multe de la Stella. Salut, Stella, și îți mulțumesc că ai acceptat să ne ghidezi astăzi în acest proces gustos. Salut, cu mare drag, sunteți oricând bineveniți. Să trecem așa cu ochii peste ingredientele de care avem nevoie, că văd că tu deja ai luat-o înainte și te-ai apucat de lucru. Sigur. Acum, la moment, aluatul îl avem deja pregătit. Este un aluat foarte fin, dacă din la atingere. Este din untură, din grăsime de la porc și smântână de casă. Ca să primească un aluat crocant și gustos, numai decât trebuie să fie smântânica de casă. Cam ce componență sau să zicem cât gramaj ai utilizat tu în aceste biluțe? Ca să știm câte bucăți de turtenie ies. Ca gramaj, în dependență de familia care, pentru familia care pregătim, aceste biluțe am folosit 200 de grame de untură, 200 de grame de smântână. Și de porfăină, în dependență, cât de fină. Cât de fină, da. Ca să fie aluatul. Așa. Și deja le umplem cu vișină, fiindcă vișina este oricând binevenită, chiar și la prăjituri, și la cușmea lui Guguță, copiii și maturii iubesc vișina. De fapt, vișina e acră, dar acest desert e special făcut așa încât să-i dea o notă de dulce acrișor, smântâna cu zahărul și vișina Sigur. Acră. Vișina puțin sălcie, noi așa spunem. Sălciu, asta este și secretul între smântâna dulce și vișina. Vișina e una din, nu știu, conservată, da? Vișina este în suc propriu, chiar din ograda restaurantului. Avem un vișin unde noi pregătim aceste delicii. Aceste delicii pentru acest tort foarte gustos. Și urmează să întindem fiecare beluță. Noi întindem, o umplem cu vișină și o coacem în cuptor. După ce îl scoatem din cuptor, iată, ies anume aceste prăjituri, putem să le spunem. Este deja scoapte, da? De ele sunt deja coapte. Acum noi o să lucrăm puțin și o să vorbeam de povestea lui Spiridon Vanghelie. Apropo, Spiridon Vanghelie trăiește și astăzi, un mare poet care a scris povestea lui Cușma lui Guguță, care apropo a fost tradusă în peste 100 de limbi. Să-i dărem multă sănătate și cine știe, poate mai creează și astăzi povești. Cred că și torta Cușma lui Guguță la fel o să fie peste ani preferatul copiilor. Al meu sigur e preferat, e preferatul meu din copilărie. Îmi place mult. Doar că, știi, noi obișnuiam să-l gătim cu altfel. Nu cu torte, dar cu clătite. Independență. Dar cușmea lui Guguță adevărat este din turtă. Este din turtă? Sigur. Fiindcă bunii noștri pe timpuri nu știau de clătită, nu știau de diferite aluat. Dar anume țineau, iată, aceste animale ca purcei, aveau untura. E vorba de untura de porc, sigur, dar vorba sigur. Are sens. Toți la fiecare gospodărie aveau porc, văcuță, deci fiecare și era și smântână. Sigur. Acum, la moment, nu știu, unele gospodini mai folosesc untul. Diferite grăsimi da? Vegetale, dar ce au mai preferat... Și aici, la Botoceni, se face doar cu untură de porc. Tu nu o întinzi tare, nu? Nu, fiindcă dacă ea este tare, întinsă, este subțire și se primește aluatul nu gustos. Dar aluatul trebuie să aibă oricare grosime ca să se simtă gustul. Curios că mi-ai zis acum că, de fapt, rețeta originală provine din turte, pentru că eu chiar credeam că rețeta originală vine de la clătite, dar acum că mi-ai zis că ingredientul de bază la acest desert e untura de porc, da, bunei noștri la sigur
făceau acest desert încă și ei, de când, poate încă când erau ei mici. Sigur. Sperăm ca peste ani să nu, să nu dispare coșmarul Guguță, să fie peste mult timp desertul preferat. Telespectatorii noștri o vor face și rețetele se vor transmite din generație în generație și cu siguranță nu va dispărea. Dar văd aici nucă. Da, nuca noi o folosim după ce o să ungem torta. O să presărăm ca într-adevăr să arate ca o căciulă, ca o cușmă, ca o cușmă de cărlan. Fiindcă pe timpuri, chiar și buneii noștri, acum sunt mai rari care poartă cușmele de cărlan. Cred că da, s-au mai modernizat. Peste ani o să fie o raritate. Dar pe timpuri buneii noștri, iată, cușma de cărlan, cine avea o cușmă de cărlan era gospodar. Și anume nuca este binevenită ca decor. Apoi și eu să încep? Sigur, poftim. Vreau să văd dacă îmi mai amintesc. Ultima dată am gătit cușma lui Cucuță de un an sau doi, un an. Și așa o învârt, da? Da, da. De chiar e tare finalată. Așa, marginea să fie în jos, fiindcă când se coace, ea se desface. Dar dacă marginea este în jos... Oare am strâns-o bine? Totul e bine, totul e bine. Hai să încerc și... Poftim. Să întind o fâșie. Ai pun făină? Puneți făină. Ca să... Sigur. Fiindcă untura are prioritate de a se lipi. Dar dacă punem făină, totul e bine și... Obișnuiți să gătiți acest desert aici, da? Vin turiștii să-l guste? Vin turiștii să-l guste, este desertul preferat, da? A clienților. Da, nu știu, mai ați încercat și altă umplutură în afară de vișine, pentru că mai avem fructe. Pentru cușma lui Guguță, doar vișină. Doar vișină, fiindcă este... Este un fruct moldovenesc și este preferat chiar și de străinii care vin ca turiști aici în Botuceni. Și mai ales dacă vrem un desert dulce, acșor, cei care nu preferă un desert super dulce, care nici nu-l poate mânca, cușma lui Guguță cred că e perfect. Cușma lui Guguță și anume cu aceste vișine și cu smântâna cu zahăr, e o combinație perfectă. Ia uite, bine? E bine. Și-o pun așa. Așa, da. Vișină. Ia cu mână? Cu mânuța. Scurat. Apropo, vișinile au și sâmburi pe interior sau? Nu au sâmburi. Sunt doar vișină. Toamna noi le scoatem. Le pregătim de toamnă. Le pregătim de toamnă pentru iarnă, tot anul. Când eram copii, furam de la mama și mâncam vișinile. Minter din copilărie. Acum cum gândeam, de fapt cușma lui Guguță e destul de călduroasă. Dar acest desert, dacă îl ții la frigider, e unul foarte răcuros. Sigur. Adică dacă ți-e cald și mănânci o bucățică din cușma lui Guguță, cu siguranță și te recoie. Cred că asta o să fie ultima. Pentru o tortă, pentru noi o să fie de ajuns. Deja fetele au avut grijă, au înșerat focul pe vatră și ne așteaptă cu tava la cuptor. Iată, eu mai pun aici vișină și gata. Unii mai pun zahăr și deasupra la vișină sau încorporează vișina cu puțin zahăr ca să-i dea un gust mai dulce. Poate ei nu pun zahăr în smântână sau... Sau, de fapt, stai, că smântâna nu s-ar putea bate fără zahăr. Sigur. Între timp cât prăjiturile noastre o să se coacă, noi o să pregătim crema. Dar astea merg la cuptor. La cuptor. La copt rulorile noastre din aluat cu vișină, noi între timp ne ocupăm de cea mai gustoasă parte a rețetei. Facem crema. Sigur. Facem crema din smântână și zahăr. Punem întâi smântână. Așa. Toată? Puteți să puneți toată smântână. Așa. Dar câtă smântână avem aici?
0,7 așa, nu mai mult. Pentru o tortă e suficient. La un litru de smântână noi punem până la 5 linguri de zahăr. Știi că e important ca smântâna să fie una grasă ca să se bată bine. Câte procente are smântâna asta? Păi este o smântână de casă. Smântâna de casă niciodată nu putem să să-i depistăm procentul, procentul, da, da. Aproximativ cei de acasă, dacă nu o smântână de casă... La 25% e bine. La fel să... Și punem 3 linguri de zahăr. Ca să fie așa, nici de dulce, nici... Dar nu e mult zahăr. Adică și... e destul de sănătos desert. Începem să lucrăm. Pentru că bunii noștri pe timpuri nu știau de mixer, de... Iată așa, cu mâna. Cu lingura, cu lingura, da? Pot eu să încerc? Poftim. Și trebuie repede? Trebuie repede ca să se bată smântâna. Se zahăruș. Smântâna de casă totdeauna se bate foarte repede. Se primește o cremă destul de cremoasă, să spunem așa. Și pufoasă, parcă are înăuntru găuri. Aerată. Apă, aer. Așa. Cam cât timp durează procesul ăsta? 10 minute, nu mai mult. Dacă smântâna este de casă sau o smântână cu procent mai mare, e bine. Batem în așa fel ca să fie, iată, cam așa textură. O masă să fie. Da, înțeles, dar pentru că noi nu avem chiar așa de mult timp, în televiziune lucrurile se fac mai rapid. Ia, voi deja știți cum se face, așa că puteți să vă apucați de treabă și voi. Când crema tortului este gata, putem să întoarcem iată așa și smântâna este... Nu cade? Atunci știm că smântâna este deja bună de unsul tortă. Pentru crema. Da. Haideți, spor la lucru. Așa, o să punem mai întâi crema? O să punem puțină crema aici. Așa, deci mângem mai întâi farfuria cu puțină crema ca să se imbibe primul strat. Sigur. Să aibă așa o textură mai moale. Mai moale. Și după asta o să aibă nevoie ca cușmalul gut să meargă și la frigider să se mai imbibe una cu alta. Crema cu aluatul, vișna cu aluatul. Sigur. Acest aluat iubește cremă... Multă. Multă. Destulată. Ca să fie gustos. Uităm de diete în casă, da. Uităm de diete. Așa. Și îl facem exact ca o cușmă. Pot și eu să încerc? Poftim. Mai mult, cu atât mai bine. Cu atât mai gustos. Cu atât mai gustos, da. După mi se face... Ai apă în gură deja. Le place și copiilor și părinților. Da, așa mie de obicei mi se face gură apă când gătesc cu tine.
Așa. Dar anume, iată, neuniformele se prinde nu ca mai bine. Așa, și o să arăt. E un desert tare adorat de copii și în care părinții, fără frică, pot să le dea sigur, să mănânci. Sigur, sigur, are... smântână nu este euri din comerț. E tot felul de chestii care le găsim astăzi în comerț. Acum trebuie să presurăm. Nuca. Nuca. Eu, când am făcut-o din clătite, am pus deasupra așa, ca o ploiță din ciocolată rasă. Adică dacă vreți, voi puteți încercați și altfel de toppinguri. Ciocolată rasă, unii mai pun halva. Sigur. Cacao. Depinde. Da. Dar cu nucă, cred că este cea mai preferată și cea mai tradițională. De ce bine arată chiar? Arată chiar ca o cușmă de cărlan. Zici cum primești în bucata? Sigur! Se spune, dacă un bucătar cunoaște rețeta desertului, deja este bucătar, da. Tot nuca am folosit. Foarte bine. Acum zic să scurățim un pic pe aici, să ștergem marginile bine, ca să putem gusta desertul într-un mod mai frumos. După cum am zis, am curățit și urmează să gustăm tortul nostru cu șmalui guguță. Vă place rezultatul nostru? Dacă da, să-l încercați și voi. Tăiem în felii mai grosuțe, da? Felii mai grosuțe. Acuș. Și servim cu compot. Wow! Iată așa. E ideal! E fix ca o cușmă lui guguță. Poftim. Cu guș dintr-o parte, eu guș dintr-o parte, da? Hai. Bun. Cea mai bună cușmă. În general, fiecare cu ce dorește, sau cu un ceai, acum noi la moment, cu pahar de compot, de curcubeșe. Să-mi zici compot. Sigur. Mersi. Cu drag. Iar pe această notă încheiem rețeta noastră de astăzi. Chiar îți mulțumesc. Cu drag. Pentru acest desert, pentru cușma lui guguță, că este, pe toate că e o rețetă tradițională, e una specifică și zonei de aici, de la Bătuceni. Iar vouă, dragi telespectatori, nu ne rămâne decât să vă dorim să mai gătiți și voi rețeta lui cușma lui guguță și să mai fiți cu ochii pe noi la România în bucate. Thank you.